Un caz de intoxicație în masă, care se presupune a fi alimentar, a fost înregistrat la Liceul Republican Aristotel din Chișinău. 65 de elevi și secretara școlii au prezentat semne clinice de boală. Ministerul Sănătății anunță că 20 dintre elevi și angajata instituției au fost internați la două spitale din capitală pentru tratament specializat. Unul dintre copii este în reanimare, fiind în stare gravă. Administrația liceului exclude o intoxicație alimentară și spune că cel mai probabil ar fi vorba despre un norovirus. Potrivit administrației liceului, doar o parte dintre elevii cu simptome au mâncat la cantina liceului, fapt care exclude versiunea unei intoxicații alimentare. De asemenea, au fost întreprinse măsuri pentru a nu se repeta incidentul. Din cele spuse de către medici, nu este o decizie finală, fiindcă mâine după amiază va fi această decizie, dar ne-au comunicat că ar putea să fie un norovirus. În primul rând am informat foarte mult părinții și copiii, în special pentru cum se comportă în asemenea situații. Copiii au organizat și activități în cadrul claselor. În afară de aceasta, am decis să nu avem alte activități unde copiii să fie publice, deci am stopat aceste activități, am stopat și alimentația în cantina liceului pentru ca să examinăm situația. Medicii infecționiști din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii, Mihail Lomonosov, spun că elevii internați se simt mai bine. Doar unul dintre ei este în stare gravă, dar stabilă. La moment, în cadrul instituției, sunt internați 5 copii cu diagnosticul de gastroenterită. 4 dintre ei sunt internați în stare de gravitate medie și primesc tratament. Un copil la internare stare gravă după tratament cu ameliorare. Am vorbit cu elevii din acest liceu, care ne-au spus că este grav ce s-a întâmplat. Sincer, idei n-aveam, că noi n-am mâncat la cantină și nu știm de la ce ar putea să fie grav. Dar este un caz tragic, având în vedere că s-a întâmplat la mai mulți copii. Pentru care sunt și prieteni de-a noștri, cumva. Și de asta ne pare rău. Noi totuși credem cumva ar fi de la alimentație, dar nu suntem siguri că la alimentație din liceu. Aveți și prieteni pentru colegii care au fost internați? Da, noi stăm în cămin și cumva am auzit de cazuri. Eu am aflat, dar nu cunosc detalii. Nu pot să spun, eu la cantină tot nu mănânc și nu pot să spun. La liceul Aristotel își fac studiile 362 de elevi din diferite raioane ale țării. Aceștia sunt repartizați în 12 clase liceale, iar în căminul instituției locuiesc 132 de elevi.